Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, vă spune Elisabeta Vasile, vă dau o întâlnire în cadrul emisiunii Petrecem Împreună și sunt tare bucuroasă pentru că și în această seară am aici alături de mine invitați de seamă ai folclorului nostru românesc, dar și tineri care sunt dornici de afirmare. Suntem în postul Paștelui, în săptămâna mare, se cuvine să fim mai buni, să postim, să fim mai iertători, să fim alături de cei dragi. Și noi în seara asta ne-am propus să fim alături de dumneavoastră, să vă bine dispunem și să vă facem seara mai minunată. Sperăm să fie cât mai minunată, chiar dacă a fost marți, o să fie ceasuri bune. Vreau să invit alături de mine o artistă dragă sufletului meu, a fost angajat al Mariei Tănase la ansamblu prestigios de acolo, de la Craiova, din Bânie. Este solist liber profesionist la ora actuală, dar dumneaei nu-i place să muncească doar pentru dumneaei, vrea să mai ajute și pe alții, așa că îi ajută pe cei tineri, are și prietenii de care se ocupă pe drumul cântecului popular. Este vorba de doamna Filuța Bogdan și o invit alături de noi. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, tot bine v-am regăsit! Galbenă. Tot cu flori. Și un costum pe care nu l-am văzut. Și vestuță în seara asta. Da. Frumos! Este un costum valoros, se poartă la noi la Dolj. Eu chiar dacă sunt din Gorj, acum zic la noi la Dolj. Păi dacă sunteți acolo de atâția ani. Cu gogoși de mătase. Da. Mă bucur să v-am în seara asta aici la noi la EMI-TV. Asta pare așa un costum de sărbătoare, că tot se apropie Paștele, nu? Ei, Betty, toate costumele noastre sunt de sărbătoare, în general, pentru că omul la muncă se ducea cu alt costum, da? Este un costum de sărbătoare, dar pentru că tu nu m-ai văzut în el, îmi place, îmi pare bine să te dau pe spate, să spunem, da, așa. Da, păi chiar îmi place, chiar îmi place, da. Frumos și cămașa, se vede că e autentic și e valoros. Deci mă bucur că sunt din nou aici la voi. Eu vreau să vă botez astă seară capitala cântecului popular. Da, și Emil a zis la fel. Așa și noi zis? Zicem în continuare, capitala cântecului românesc s-a mutat la EMI-TV. Aici sunt cei mai minunați artiști, cele mai frumoase cântece, cele mai frumoase costume, cei mai minunați oameni. Și pentru că Gorjul, încă o dată spun așa, gorjenii se nasc cântând, pe cuvânt de onoare, se nasc cântând. Și e chestiune doar de timp să transmită mai departe cântecul. Dumneavoastră astă seară ați venit însoțită de doi prieteni frumoși, de o prietenă dragă care se numește doamna Elena Baltoș și dumneaei este tocmai de la Călăraș, de la Oltenița, o, să zicem, munteancă? Să munteancă, spunem. Da? Veniți aici, eu doamna Elena. Olteancă. Tele-olteancă, că facem și o facem, da, de, o facem, da? Da. Dumneavoastră am văzut că sunteți și profesor de estetică acolo la... Bună seara, cam frumoasă, cam frumoasă. Bună seara, vă spun și eu și bine v-am găsit. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag. Doamna Filuța este cea mai dulce ființă pentru mine. Mulțumesc. Care mă ajută. Să știți că așa în spune și dânsa despre, da, despre dumneavoastră. Da. Deci, nu, n-am întâlnit așa un om bun la suflet. Nu. Deci nu, deci este îmi faci unul. Complimente. E atât de ușor să fii bun, atât de simplu să fii bun. Eu nu înțeleg de ce lumea asta se complică. Câte una lume. Da, se mai le plac la unii așa să se complice, dar noi nu ne complicăm aici, zicem că suntem buni, pentru că ce vreau să cred, căci cântecul aduce bunătate, aduce bucurie, nu aduce deci nu altceva. Deci nu poate fi om omului. Bun acela care iubește cântecul. Nu, da, poate fi decât om bun, da, asta, da, vreau să zic, da. Doamna Elena, ne bucurăm să vă avem alături în această seară. Cu drag. Cum se împacă, eu știu, folclorul cu ceea ce predați dumneavoastră acolo, estetică? Da, se împacă bine. La liceul de la... La liceul tehnologic Ion Ghica, Oltenița. Oltenița, da. Oltenița. Este școală... De departe ați bătut un drum lung și vă mulțumim. Da, într-adevăr, dar e un drum lung, plăcut așa pentru noi. Am vrut neapărat să ajungă aici la dumneavoastră. Și ne-am bucurat că ne-am, da, auzit. Da, da, da. Și ne-am bucurat și vă mai așteptăm și altă dată. Este un orășel foarte mic, uitat mai de... Dumnezeu, așa. Așa ziceți de Oltenița? Da, exact, da, e, da. Sunt orășele și orășele. E 30 zona ceva de mii de locuitori.
Da. Am și un nepoțel pe acolo, prin zona Călărașului, da. Dar asta este... Eu zic că e avantajat orășelul. Orășelele mici sunt avantajate pentru că nu sunt manelizate. Deci folclor mai mult la dumneavoastră, da. Și asta e bine, da? Cum s-a lipit folclorul de dumneavoastră, așa cum... Păi de mic copil, da, mi-a plăcut. Tatăl meu... A făcut meserie din asta? Da, deci era într-o orchestră la Comuna Chirnogi, 4 km de Oltenița. De acolo sunt eu de fel. De acolo vă trageți de la sală. Și de mică eu mergeam după el, se trezea lângă scenă cu mine. Copilul lângă el, da? Și îmi dădea microfonul, bineînțeles că începeam să cânt și de aici a pornit. Deci mă trag din muzicanți. Deci asta e moștenire de familie, da? Și primele noastre imprimări când au venit? Primele imprimări... La microfon. Primele imprimări a venit... Am imprimări cu anii anteriori, dar ultimele imprimări, trei melodii care pe doamna care Filuța... Cred că le-ați făcut cu ajutorul Filuța. Și cu ajutorul Doina Gorjului. Doinei Gorjului, dar ați imprimat aici la noi la Gorj. Da. Că ați mai fost la Gorj, negativele, nu? Negativele. Am înțeles. Da. Și eu fac negative aici și în altă parte... De-abia aștept să le ascultăm și telespectatorii noștri la deci fel. Elena cântă foarte frumos. Recunosc că am fost un pic, să nu spunem așa, nu știu, un cuvânt, nu aveam încredere în general în solistele de la București, nu că ar cânta rău, dar este o zonă în care se amestecă. Mai multe zone amestecate. Da. Și nu că nu aveam încredere, dar am zis și m-a impresionat din prima m-a impresionat. Și pe noi o să ne impresioneze, pentru că să dăm drumul la cântec, zice regia, hai să cânte muzica. Drag și mă simt bine. Aș petrece o viață întreagă, că prea-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă. Aș petrece o viață întreagă, că prea-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă. Azi nu ne pasă de ani, nici de bani, nici de dușman. Aș petrece o viață întreagă, că pe-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă. Aș petrece o viață întreagă, că pe-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă. Hai să ciocnim un pahar, să ascultăm la lăutar. Cu vinul și muzica ne mai indulcim viața. Aș petrece o viață întreagă, că prea-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă. Aș petrece o viață întreagă, că prea-mi este lumea dragă. Când ești cu cei dragi la masă, viața este mai frumoasă.
poarta, că mă așteaptă cu lacrimi fierbinți și cu bunătatea de părinți. Să iubim părinții cât mai sunt în viață, să aibă fericire, nu lacrimi pe față. Ne-au ținut în brațe și ne-au legănat și o viață întreagă grija ne-au purtat. Sărut mâna mama mea cea bună, că tu m-ai purtat cu drag de mână. Sărut mâinile tăicuțul meu, că nu m-ai lăsat nici când la greu. Să iubim părinții cât mai sunt în viață, să aibă fericire, nu lacrimi pe față. Ne-au ținut în brațe și ne-au legănat și o viață întreagă grija ne-au purtat. Să iubim părinții cât mai sunt în viață, să aibă fericire, nu lacrimi pe față. Ne-au ținut în brațe și ne-au legănat și o viață întreagă grija ne-au purtat. În brațe și ne-au legănat și o viață întreagă grija ne-au purtat. Thank you.
întorc și să-ți vremea pe loc. Mama să nu îmbătrânească, nici părul să nu-i albească. Vorbele sunt prea sărace pentru părinți cât aș face. Că am Doamne lângă mine cei mai buni părinți din lume. Toți stăjuc de munți, așa sunt ai mei părinți. Mi-au pus lumea la picioare, plădușind prin ploi și soare. Toți stăjuc de munți, așa sunt ai mei părinți. Ți se va întoarce în zeci.
ne-ai presărat drumul cu spini mai și sufletul cu mărăcini mai. Mi-ai rupt inima în bucăți și-am împărțit-o în multe părți, și-am împărțit-o în multe părți mai. Dar mulțumit n-ai fost vreodată, acum caută-ți altă soartă, acum caută-ți altă soartă mai. Poate bunul Dumnezeu mai va lumina și drumul meu mai. Și n-am să mă întorc odată la om cu sufletul de piatră, la om cu sufletul de piatră mai. Și rău ce mi l-ai făcut ți se va întoarce și nu va rămâne neplătit greu. Și când am plâns te-ai bucurat mereu. Așa pierdușnică din brață, o floare rară și aleasă, o floare rară și aleasă mai. Ce-ai avut n-o să mai găsești, că n-ai știut să prețuiești, că n-ai știut să prețuiești. Tu ești mai. Ce-ai avut n-o să mai găsești, că n-ai știut să prețuiești, că n-ai știut să prețuiești mai. Ochii-n jos nu-i oi lăsa, că-mi place gurița ta. Când îți muști buza ușor, știu ce gândești puișor. Lasă genele plecate, că m-ai băgat în păcate. Lasă genele plecate, că m-ai băgat. Numai când mă uit la tine, ce gând păcătos îmi vine. Privește-mă cât ai vrea, nu de față cu lumea. Ochii-n jos nu-i oi lăsa, că-mi place gurița ta. Când îți muști buza ușor, știu ce gândești puișor. Dar dragostea e frumoasă. Știu că sunt o păcătoasă, dar dragostea e frumoasă. Când mă uit la tine așa, îmi șoptește inima. Să te sărut binișor, nu m-am
colțul buzelor, ochii-n jos nu mi-ai lăsat, că-mi face gurița ta. Când îți muști buza ușor, știu ce gândești puișor. Nu te mai uita frumos, lasă mândru ochii în jos. Nu te mai uita frumos, ochii mă îndeamnă la toate, la rele și la păcate. Când om fi numai noi doi, poți să-mi faci față ce vrei. Ochii în jos nu i-ai lăsa, că-mi place gurița ta. Când îți muști buza ușor, știu ce gândești puișor. Felicitări pentru doamna Filuța și toți invitații noștri în această seară. Ni s-a alăturat, bineînțeles, olteanul nostru Fălos, care este solist profesionist la Maria Tănase. Și bineînțeles că nu vine la noi rar, vine foarte des și ne bucurăm să-l avem în această seară pe Marius Măgureanu. Bine ai venit, Nașule, pe la fini. Bine v-am regăsit. Veniți aici, Nașule. Că știți de ce zic nașul? Pentru că fratele meu, Constantin Măgureanu, este nașul fratelui meu. Și uite așa, eu zic nașul, că e bine, da? E foarte bine. Să-i mai mulți pini. Da. Bine ai revenit, Marius. Bună seara, vă spun și eu. Sunt fericit că în această seară sunt alături de voi și alături de toți cei care ne urmăresc, alături de colege tinere și frumoase aici. Da, și doamna Filuța, care a fost Săptămâna mare, da, care a fost... Da, nu este păcat să cântăm, ticăloasă, pentru că este marți. Ticăloasă asta, este da. Marți, da? Și de joi încolo se fac denile. Nu e nicio problemă, oricum e săptămâna mare, da? Și cântecul, eu zic că nu este păcat, este frumusețe, este bunătate, este liniște, nu? Da, pentru că în această seară și bunătatea nu se învață cu bunătatea de naștere, parcă am înțeles de la Filuța Bogdan că este foarte ușor să fii bun, nu? Este foarte ușor. Este foarte greu, pot să spun eu. No. Uite, două păreri împărțite. Este foarte greu să fii bun, pentru că o să vedeți în următorul... Cântec. Ai un cântec am al un tău. Cântec, da. De-abia știu cântecul, da, dar da. Poate sunt telespectatori care vor să reasculte și bineînțeles să te și vadă. Uite cum acum cu mare drag. Șoase, da? Mulțumim, Marius. Mai invităm alături de noi tineri. Uite așa, avem pe... Stai puțin, că vreau să... Fusa, da? Fusa, cum am zis că te cheamă, că nu am aici anotat. Alexandra Fusa. Vino aici, Alexandra. Tu vii de la Craiova. Bună seara și bine v-a găsit, da, vin de la Craiova. Emotivă? Puțin. De ce? Că uite câți prieteni avem noi aici. Suntem niște gazde foarte primitoare. Ne place să ne primim oaspeții așa cum trebuie. Și vreau să te simți ca într-o familie aici alături de noi, da. Spune-mi, sigur. În Craiova sau de unde ești tu de origine? Nu, eu sunt din Gorj, de la Dănciulești. Wow, păi tu știi câte voci frumoase sunt de la Dănciulești. Păi ești gorjeancă. Doamna Mariana Capitănescu, da. O avem pe Mitran, avem pe Valentin Sanfira. Dar câți nu sunt de acolo? Da, așa este. Într-o zonă bogată. Da, aș vrea să vă mulțumesc pentru invitație. Vreau să-mi salut și eu familia și toți cei dragi de acasă, pe bunici și toți telespectatorii care ne privesc. Și pe doamna profesoară. Și pe doamna profesoară, doamna Mirela Duță. O pup și eu și o îmbrățișez, pentru că știu că ești la clasă la dumneavoastră, acolo unde, da. La liceu sau la școală de arte sau te pregătești în particular? Nu, în particular. Da, bine. Ce ne cânti în seara asta? Am și eu o ascultare pentru bunicii mei, este dedicată melodia asta și... Sper să vă placă. Cu drag ne va plăcea, sunt sigură. Am văzut că toată lumea în seara asta cântă așa pentru părinți, de străinătate, piese mai sensibile, dacă toți suntem săptămâna mare. Da, așa este. Invit alături de mine pe Corina Maria Zidaru, ea vine de la Filia și tot de la Dolj, a mai fost pe la noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație, da, am mai fost la dumneavoastră, mă simt ca în familie la dumneavoastră, deja m-am obișnuit. Mă bucur. Salut telespectatorii care ne urmăresc seară de seară. Emisiunea. Ce ne cânti? Ai vreo melodie nouă sau ne cânti? Urmează o melodie nouă mai târziu puțin, dar în Ei că suflet iubăreț am pornit cu această primă piesă și sper să... Este bine ca o piesă atunci când apare să o promovăm cât mai mult. Cât, nu? Mai mult, da.
Dacă vrei să-ți saluți prietenii, familia, păi, suntem în săptămâna mare, da? Te pregătești să mergi la Naș, nu că de Paște se merge la Nașul. Se păi mi salut în primul rând familia mea, părinții mei, bunicii mei, de la Fratoștița Filiaș, care am crescut în sânul lor cu muzica populară și de acolo am pornit așa, se asculta muzica populară pe acele electrecord, discuri, electrecord, discuri de plăci, da, de mine. Da, și acum bunicul meu le are, au 83 de ani, respectiv 82 bunica, îi salut cu mare să drag, să fie sănătos. Mulțumesc din suflet și toată lumea, nașii și toți cei care mă cunosc și toți cei care ne privesc. De-abia așteptăm să te ascultăm. Sărbători frumoase din partea noastră și mai vorbim pe parcurs cu Cosmina Ungureanu. Cosmina Ungureanu a revenit la noi la EMI-TV după foarte mult timp, pentru că ea este plecată în afară, unde? În Germania? Așa este. Bună seara, vă spun și eu. Bine v-am regăsit după foarte mult timp. Chiar îmi era dor de voi. Mi era dor să te ascult, să te văd. Da, așa este. Sunt plecată de aproape 3 ani în Germania. Să sperăm că în curând o să revin. Dar nu ți-ai uitat gorjul tău, că tu ești niciodată, o gorjeancă jet pe jet. Oriunde da? M-ar duce viața, niciodată nu o să uit cântecul popular. Și să sperăm că pe viitor o să vin și o să-mi reîncep activitățile muzicale. Acolo cânti? Da, mai cânt și acolo. De câte ori ai ocazie, da, nu? Este, da. Cum este primit cântecul nostru acolo? Frumos, de către românii din altă țară, chiar frumos ne primesc. Și avem și bine, acum toți românii cred că vin de Paște acasă, zic eu, cei care sunt plecați. Cred că vin și de Crăciun, dar cei mai mulți am observat că vin de Paște acasă. Așa este. Cum am venit și noi, de altfel, acum de Paști, am și... Între timp te-ai căsătorit, da, ai luat bărbat. De unde e bărbatul tău? Din Gorj. Tot gorjean. Tot credeam gorjean, că se vreunul din afară. Nu m-am dus prea departe. Da. Și acum, dacă tot am venit acasă, am făcut și două piese noi. Din păcate, nu au fost gata. Deci nu sunt finalizate. Nu păi sunt poate finalizate. Până pleci, mai revii încă o dată la da, noi. Da, să sperăm că da. În seara asta n-am putut să vin cu ele, dar probabil în zilele următoare, până nu o să plec, o să revin la voi cu mare drag. Cu mare drag te reașteptăm. Acum abia așteptăm să am ascultat prima piesă, ceva cu străinătate, am văzut, făcută de Nelu Ciulin, nu? Da, da. De Nelu Ciulin. Și următoarele piese tot cu străinătate. Acum, din păcate, mă regăsesc dacă și eu plecată, și da. Mulți dintre telespectatorii noștri. Cu drag pentru cei care sunt plecați în afară, invităm alături de noi pe doamna Steliana Avram, care vine de la Alunu, Vâlceancă. Bine ați revenit, doamna Steliana, am văzut că ne-ați cântat o melodie așa de dragoste neîmpărtășită, dragoste neîmplinită. Să zicem că e pentru cei care au suferit sau e făcut așa, pur și simplu pentru dumneavoastră? Da, știi cum suntem noi artiștii, cam punem așa piese. Patos, suflet, da? Și un pic de viața noastră, știi? Și un pic dar din viață, să știi că se regăsesc foarte multe persoane pentru că, na, culmea și prins așa. Deci publicul iubește această piesă. Piesa se regăsește pe albumul dumneavoastră, nu? Pe da, care l-ați imprimat când? Și când sigur. A apărut? Sigur. Păi l-am lansat prin 2017 la un alt post de televiziune. Da? Și piesele, să știi că au fost așa, o parte din ele chiar au prins foarte, foarte bine. Le-ați promovat mai mult, să zicem, nu? Da, da, și pe aveți radio și pe videoclipuri? Mai puține, dar pe viitor cu siguranță vor fi din ce în ce mai multe. Cu drag. Da. Și în această seară mai am un cântec așa. Nu e în premieră, zicem, pentru că l-am mai cântat să odată că la este la mai satiric așa? Da. Am zis să le cântăm un pic și domnilor primari când ne invită. Păi n-ați făcut rău, că tot se apropie acum zilele comunelor, da. Nu, doamna Viluța, zilele... Trebuie să le și facem și dumneavoastră. Poate cumva să... ne invită domnii primari pe toți de aici să le facem Doamne câte o ajută, cântare cu televiziunea EMI-TV, cu tot tacâmul, cum se-ar spune, da? Da, și chiar sunt bucuroasă, pentru că acum... Îți cer iertare în fața națiunii, pentru că suntem și săptămâna mare, mai ales, de câte ori m-ai invitat... Nu prea am reușit să onorez invitația acum, așa, dar acum. De data asta am reușit. Și de data asta reușim să dăm drumul și la cântec! Sigur. Cântec!
ca să-mi cunoști inima, privește în ochii mei, mă. Tot ce se ascunde în ea se oglindește în ei, mă. Ca să-mi cunoști sufletul, hai pune-mă la încercare. Cere-mi tot ce-ți dorești tu și-ai să vezi ce suflet mare. Bunătatea nu se învață, cu bunătatea te naști, mă. Fără ea vei fi în viață, singur și-n ziua de Paști, mă. Bunătatea nu se învață, cu bunătatea te naști, mă. Fără ea vei fi în viață, singur și-n ziua de Paști, mă. Mă judeca greșit când nu știi cine sunt eu, mă. Nu te lua după ce auzi, privește-n sufletul meu, mă. Faptele întotdeauna vorbesc ele pentru noi, mă. Viața-i grea și atunci când trece, nu se întoarce înapoi, mă. Bunătatea nu se învață, cu bunătatea te naști, mă. Fără ea vei fi în viață, singur și-n ziua de Paști, mă. Bunătatea nu se învață, cu bunătatea te naști, mă. Fără ea vei fi în viață, singur și-n ziua de Paști, mă. Te supăra când am un pic mai mult decât tine, că de așa avea mai puțin, nu ți-ar mai păsa de mine. Câtă vreme nu-ți fac rău, de ce nu mă lași în pace? Că te vede Dumnezeu și atunci te întreb ce vei face. De-aia, omule, fă bine, roagă-te la Îl de Sus, mă. Să-ți dea zile liniștite și o să fii tot mai presus, mă. Bunătatea nu se învață, cu bunătatea te naști, mă. Fără ea vei fi în viață, singur și-n ziua de Paști, mă. Tău.
toate și le cânt pe înserate. Cine ascultă doinele, cine iubește florile, măi, n-aibă parte de optat să nu fie supărat, măi, n-aibă parte de iubit și să fie fericit, măi, n-aibă parte de iubit și să fie fericit, măi. Ia uite-o zău, ia uite-o zău, să uită la mine rău, măi. Ia uite-o zău, ia uite-o zău, să uită la mine rău, măi. Parcă n-am iubit-o eu, parcă n-am iubit-o eu, măi, măi. Și se uită dușmănește ca să nu-i mai trag nădejde. Neică, dacă sunt dragă, împrumută-te la bancă. Neică, dacă sunt dragă, împrumută-te la bancă. Și am roche de tafta și pantofi de catifea, măi, măi. Și mă duc în mahala să mă vadă maică ta, măi, măi. Cine te vede, așa te-ntreabă, a cui ești tu mândră dragă? Cine te vede, așa te-ntreabă, a cui ești tu mândră dragă? A lui cu mustața neagră, de s-a împrumutat la bancă. Mi-a luat roche de tafta și pantofi de catifea, măi, măi. Dar degeaba mi l-a luat, l-am iubit și l-am lăsat, măi, măi. Așa-s mândrele frumoase, te iubesc și apoi te lasă. Thank you.
tale. Până ți-am ieșit în cale, ține minte, neical meu, om de casă te fac eu. Thank you.
le pun acum în cânte. Mi-e dor de bunicii mei și vreau să cânt pentru ei, mă. Amintiri păstrate în suflet, eu le pun